chiar sunt curios, pentru mine e enigmă. Spuneți-mi și mie, ca jurnalist care ați lucrat în Sibiu, enigma doamna Carmen. Păcinstit, adică de ce, iertați-mă, de ce este ea preocupată ca presa să scrie despre ținută? Nu-i profesoară, nu? Iertați-mă, nu înțeleg. Eu nu cred că ea este interesată. Nu? Ea este la fel de comodă ca și soțul domniei sale, da. Am să vă spun altceva, și dacă cumva, printr-o minune, foștii elevi din perioada anilor 90, din liceul, colegiul actual, colegiul Gheorghe Lazăr, sau profesorii de atunci urmăresc și hai că își vor aduce aminte cum a ajuns dânsa profesor titular acolo. Uh-huh. A ajuns profesor titular abia după ce Claus Ioanis a ajuns inspector general școlar. Uh-huh. Pentru că limba engleză nu este de colegiul Gheorghe Lazăr. Păi și ea, când a ajuns primă doamnă, de ce n-a făcut o fundație de trimitere a elevilor la locul de naștere al lui Shakespeare. Nu înțeleg, vorbesc serios. Pesăsește în Sibiu, se spune că ne întâlnim la Kranzen. Asta înseamnă la o vorbă. Aha. Săsoaicele înainte coseau ca și femeile românce, coseau și stăteau de povești. Da. Bărbații nu aveau treabă acolo. Da. E, asta, un Kranzen de ăsta s-a întâmplat după ce a ajuns prima doamnă, dar într-un mediu extrem de select, dar nu cu niște persoane sau cu personalități. Am înțeles, și acolo se discutau astea, nimicuri. Nu a fost absolut niciodată o persoană publică, doamna Ioanis. Uh-huh. Pot vorbi despre asta acum. Nepoata mea a fost 4 ani în clasa ei, elevă, uh-huh. Doamna Ioanis a fost diriginte. Noi 4 ani nu am discutat, eu cu nepoata mea, și noi am spus, ea poartă un alt nume, nu are numele Tomozei. Abia după ce și-a dat bacalaureatul și a terminat eminent și este bursieră la Cluj, abia după aceea am trimis un mesaj și am spus, într-o zi o să povestim despre profesoara pe care voi, clasa voastră și elevii de la Lazăr, o adulați. Ca să înțelegeți diferența dintre realitate și... O adulau. Oh, da. De ce? Elevii din colegiul Gheorghe Lazăr au o imagine spectaculoasă despre de ea. Ce? Pentru că atunci când vine din vizitele oficiale, povestește tot felul de trăznei. Pentru un copil, probabil că este ceva deosebit. Bun. Ultima întrebare. De ce e temut? De ce PNL-ul nici acum, că mai e un an? Pentru că sunt foarte proști. Și pentru că nu au viziune. Și pentru că nu. Dar PNL-ul cum s-a răscolat împotriva lui Băsescu și ei nu? Nu prea târziu? Ba da. Așa, e, da. Așa vor face și ei, probabil. Uh-huh. Eu am plecat din Sibiu după ani de procese, după ce mi-am dat de nenumărate ori telefonul sub urmărire, pentru că eram urmărit pe stradă și eram amenințat și mama trăia și mi-era teamă pentru mama, pentru că îți venea la ușă și dădea în cap. Și am avut procese nenumărate cu cei care mă amenințau, dar sunau cu telefonul ascuns. Și mergeam la poliție, făceam plângere, mergeam la parchet. La parchet aflam despre cine era vorba și erau și de la PNL și de la PSD, care nu aveau o legătură cu mine. Și când mă duceam peste ei, de fapt spuneau, păi știi că tu scrii despre el, despre Ioanis. Cu ei e mare. Ce legătură, mă? Pentru că el nu... Să nu-l suspecteze nimeni pe Ioanis de prostie. Este un om extrem de... diavolul nu este rău, nu este prost, da. Dar își urmărește cu atâta acribie și cu atâta obsesie interesele, încât calcă pe absolut toți în picioare. Eu știți cine o să-mi fie foarte milă? De actualul șef al SPP. Pahonțe? Pahonțe. Deci dumneavoastră spuneți un lucru extraordinar, că nu are mamă, nu are tată. Pahonțe a fost... să mă ierte pentru cuvântul ăsta, a fost sluga lui Băsescu. Da. Eu l-am ajutat pe Pahonțu, probabil că dacă își mai aduce aminte de mine, când ieșea Băsescu din Împăratul Romanilor Hotel, unde a fost cazat în 31 decembrie 2006, când noaptea în care s-a făcut inaugurarea Capitalei Culturale, pentru că atât de mare a fost presiunea publică, au fost undeva la 70-80 de mii în Piața Mare din Sibiu. A fost o nebunie. Pentru că promovarea și a fost de așa manieră. Și am fost unul dintre cei care am făcut lanț ca să poată să iasă Băsescu, pentru că pe noi interesa o poză, nu mulțimea. Ne interesa Băsescu.